Cu regret că nici de data aceasta Partidul Național Liberal nu are candidat la Constanța. Constat că președintele organizației județene a PNL nu și-a asumat o candidatură nici la președinte de Consiliu Județean, nici la primar de municipiu. Mai mult, nu știm cine e președinte la organizația lor municipală, dar în schimb știm că, din nou, candidatul așa zisei drepte este de fapt candidatul lui Gabriel Comănescu. Îmi pare rău, pentru că eu îmi doresc ca liberalii sau dreapta să existe la Constanța și sper ca în această campanie la care mă aștept, la aceleași mizerii ca acum 4 ani din partea adevăratului candidat, domnul Comănescu, să nu fiu singur. De fapt, am văzut că nu sunt singur, că l-au luat deja cei din echipa lui Comănescu peste Lian Ion, acuzându-l de cine știe ce înțelegeri cu mine sau cu PSD. Nu mi-este frică de Comănescu, nu mi-este frică de mijloacele lui. Am mai văzut filmul ăsta. Îl întreb doar atât. De ce, în loc să arunce milioane de euro într-o campanie pentru a susține un învins, nu mai bine își face casa cu lei? Sau nu mai bine dă bani spitalului, că tot spune că vrea sănătate de nota 10. Spitalul acesta, până una alta, i-a salvat candidatul. Nu pot să înțeleg de ce nu dă banii oamenilor, adică salariile, nu-și plătește furnizorii și dă în continuare bani unei mass media pe care dorește să-și o aservească. Vă doresc, dragi reprezentanți ai mass media, să rămâneți independenți. Luați-i banii, dar judecați-l. Este inadmisibil ca un om care are atâția angajați neplătiți să găsească resurse să plătească campanii politice doar de dragul unor favoruri. Faptul că nu-ți plătești angajații arată că nu ai respect față de muncă. Eu sunt un tip care muncește și nu mă aștept și nu-mi doresc să mă respecte Gabriel Comănescu. Faptul că nu bagă bani în casa cu lei sau în casa Manicatide arată că nu are respect nici față de noi. Și tocmai de aceea își permite să arunce într-o bătălie candidatul propriu, bagiocărând dreapta, bagiocărând PNL-ul și, hai să spunem așa lucrurilor pe nume, aducând pe cineva din eforie care și-a mai luat-o de câteva ori.